Primăria Mediaș, prin Direcția pentru Cultură, organizează în luna iulie o nouă ediție a atelierului de caligrafie. Acesta se desfășoară la sediul Bibliotecii Municipale Ștefan Ludwig-Hirot în fiecare zi de luni, iar întrumătorul atelierului este Iulia Zaharia, profesor de desen. Scopul activității este de a contribui la educația artistică a participanților pentru a-și corecta scrisul și pentru a dezvolta pasiunea pentru caligrafie, cu atenție la detalii, ordine și răbdarea de a scrie un text estetic și ușor de citit. Obiectivul este acela de a învăța copiii să scrie frumos și totuși că scrisul este o artă și ar fi păcat să se piardă această treabă, având în vedere că mai nou în era asta digitală, nu mai știm să scrie de mână, mi s-a părut o chestie foarte importantă, mai ales că eu mi-am păstrat scrisul și să învăț și pe alții la fel. Am văzut că sunt mulți beneficiari, copii care vin? Da, în jur de 20-30 de copii și învățăm să scriem de mână, tipuri de scris. S-a observat o îmbunătățire a scrisului? Da, sunt care scriu chiar foarte frumos și am îndrumat și am învățat foarte repede. Scriu frumos copiii. Atelierul va fi pe tot parcursul în iulie, dacă am înțeles bine? Da, până în 27, ultima zi de atelier.